Acum aproximativ un an de zile, în urma sesizărilor localnicilor din comuna Șimișna, județul Sălaj, ne-am deplasat în zonă. Am găsit o investiție de 600.000 de lei în 2 km de drum care leagă comuna de județul Cluj, ce părea făcut în bătaie de joc. Ne-am întors azi în localitatea Șimișna să vedem dacă lucrurile s-au mai schimbat între timp. Privind din Zalău spre restul județului, uneori ai impresia că lucrurile stau bine și Sălajul înflorește. Așa este și în cazul comunei Șimișna, un primar tânăr nou care pare să aducă un suflu proaspăt în comunitate. Cel puțin dacă treci prin comună, vezi case frumoase, clădiri publice reabilitate. Ce dacă, de exemplu, centrul de zi nu este deschis? Important e că s-a construit și ori face oarișce și acolo. Și chiar poți să mergi la ștran, că nu-i așa, dacă nu pot merge cei din orașele județului, nu e musai să fie la fel în Șimișna. Problema ca peste tot în satele îndepărtate ale județului sunt drumurile de acces, pentru că uneori ai nevoie de elicopter să ajungi acolo unde vrei. Dar să intrăm în comună. Dumnezeu să vă binecuvânteze, scrie pe tabla de întâmpinare și o luăm așa, fără să știm ce ne așteaptă pe drumul județean 108S. Și avem parte imediat de prima surpriză, pe care încercăm să ne explicăm. Probabil au văzut în orașe scoarurile care separă benzile de circulație. Probabil și-au dorit și ei acele spații verzi micro, dar cum stăm prost cu investițiile, nu și le-au permis. Și uite așa natura a rezolvat ceea ce nu a putut face omul cu mâna lui. Să mergem mai departe. Avem case frumoase de oameni gospodari, primăria e modernă, îngrijită, școală, de toate. E bine să trăiești în Șimișna. Dar dacă vrei să pleci din Șimișna, de exemplu spre Cluj, pe hartă dibuim un drum de legătură prin Hășmaș despre care știm că a fost reabilitat. În 2009-2010, Consiliul Județean Sălaj a investit 600.000 de lei în 2 km de drum județean care fac legătura cu județul Cluj. S-au făcut, potrivit hârtiilor, lucrări de balatare, pietruire, consolidare, taluzuri, șanțuri de scurgere, podețe tubulare, regularizare, traseu peste Valea și Mișnei. Așa că mergem să vedem cum s-au investit banii acolo. Suma de 600.000 de lei ne-a fost comunicată chiar de finanțator. Prima problemă e că dacă nu ești din partea locului, este cam greu să-ți dai seama că ulița care o ia la stânga te duce în județul Cluj. Niciun indicator nu te direcționează, nici măcar ascuns în tufărișul de pe margine. Noi insistăm, ne descurcăm și ocotim spre Cluj. Câțiva zeci de metri de drum județean pietruit și ne aflăm în fața unei alte situații care ne pune pe gânduri. Avem în față un pod blocat cu o cioată de lemn și o variantă ocolitoare direct prin vale. Pe unde s-o iei? Cum nu te poți pune cu cioata, urmezi varianta ocolitoare. Abia după ce treci dincolo, îți dai seama cât de providențială este apariția cioatei în mijlocul drumului, altfel cădeai în gol. Ne facem cruci, cugetăm că avem nevoie de binecuvântarea Domnului, noroc că suntem în miezul zilei și nu noaptea pe traseu și mergem mai departe. Drum pietruit, destul de bun pentru câteva sute de metri. Dacă e tot așa, ajungem cu bine în județul Cluj. Apoi încep să apară gropile, câte una, ca ciuperciurile după ploaie, până când e nevoie de îndemânare de pilot de raliuri montane ca să poți înainta și drumul se îngustează cum te îndepărtezi spre Cluj. Doamne ajută să nu vină nicio mașină din sens opus și de ce ți-e frică, nu scap. Noroc că dăm peste un șofer civilizat care oprește, trage pe dreapta lui și ne lasă să trecem. Șontâc, șontâc, ne târâm peste investiția de 600.000 de lei, 6 miliarde de lei vechi, rugându-ne să nu facem pană, să nu rupem mașina, să nu intrăm în șanț și toate gândurile grele care pot să-ți treacă prin cap atunci când te afli în situații limită. Abia acum înțelegem de ce e trecut pe tăblia de intrare în comună binecuvântarea Domnului. Și apoi raza de speranță, tăblia de intrare în județul Cluj, în satul Ciubanca, care vine cu asfalt cu tot. Am scăpat, de aici începe civilizația. Pe ce s-au cheltuit 600.000 de lei? Consiliul Județean spune că e doar lucrarea de pregătire a asfaltului, dar dacă așa arată drumul, cum l-am văzut noi, nu știm pe ce s-ar putea turna asfalt. Poate o nouă investiție de reparare a lucrării de pregătire pentru asfaltare? Oricum, Consiliul Județean e ambițios. Vrea să termine toate drumurile județene pe baza contractelor care se vor semna la anul. Până atunci, încercați să ocoliți DJ-109A, cel puțin porțiunea de la Hășmaș spre județul Cluj. Infrastructura rutieră cred că poate intra în categoria lucrurilor bune, pentru că din cei 650 de kilometri pe care de drumuri județene pe care are județul, anul viitor, prin proiectele pe care deja suntem pe cale de a le semna,
toată infrastructura va fi modernizată. La aproape un an de zile de la vizita noastră în localitate, ne-am întors în comună să vedem dacă s-a schimbat ceva între timp. Din păcate, am constatat că problemele nu numai că nu s-au rezolvat, ba mai mult, ele s-au înmulțit. N-avem canalizare, n-avem apă, n-avem nimic. Spre surprinderea mea, am avut din part din comună prefectul. Prefectul mi-a fost elev. În comuna Șimișna s-au făcut doar drumurile, pe care puteți să vedeți și dumneavoastră cum sunt făcute. În afară de drumuri nu s-a făcut absolut nimic, s-a făcut un after school. Așteptând să vină domnul primar să ne explice ce s-a întâmplat cu prima firmă care a început să facă after school-ul, așteptând să vină domnul primar să ne dea o dare de seamă, să ne amenință cu o dare de seamă, nu să ne amenințe cu altceva. Pentru că toate contractele care s-au făcut și care s-au obținut în comuna Șimișna sunt contracte cu dedicație. Din cauza lipsei canalizărilor, gospodăriile mai multor locuitori sunt inundate de fiecare dată când precipitațiile sunt mai însemnate. Apele le înghit pur și simplu gospodăriile cu tot cu animale. Credeți-mă că sunt oameni care în momentul în care plouă, aici se inundați, deci le intră apa în curți și trebuie să-și iei barcă ca să iasă afară. Se pare că multe dintre problemele comunei sunt generate și de către administrația locală. S-au dat avize de construire pe unele terenuri fără acordul proprietarului de drept. Mi-au asfaltat drumul, ca și Udrea. Uitați-vă acolo, aia a făcut parte, drumul ăla face parte din grădina mea. Mi-au luat partea din grădină. Și nimeni nu îmi dă nicio explicație. M-am saturat de comuniști cu ceilalți. Nu mai trebuie să știi. Dacă e grădina, domnule, e grădina văzând cu ochii și îi chem la fața locului, și poliția, și primariul, și vicele tăți. În fața faptului împlinit, păgubiții nu știu la cine să apeleze ca să clarifice situația și se plâng că primarul comunei nici nu vrea să îi asculte. Mai mult decât atât, localnicii au suspiciuni că primarul și-ar fi sporit averea din bugetul primăriei. De câte ori am apelat la autorități aici, am avut mari probleme. Deci n-am fost niciodată ajutată. Am cerut să iau aici proprietatea din spatele meu, partea care mi se cuvine, nimeni n-a manifestat niciun pic de interes față de mine. Mai mult, domn primar se întorcea cu spatele la mine. O fost niște bani care el nu s-o temu de ei. Știți că a fost în funcție de pădurar și el nu s-o temu de bani. Celălalt amarâtul știți că a dat bani înapoi, că eu fă frică de bani. La asta nu eu fă frică. Este a lucrat și-o făcut și el și-o făcut și la... Știți cum. Primarul comunei nu este străin de altercații. O situație tensionată există între primar și fostul preot al comunei, cel care a slujit mai bine de 30 de ani în Șimișna. În urma conflictului între aceștia, nici preotul, nici familia acestuia nu mai sunt bine primiți în biserica în care acesta a slujit. N-am fost de foarte mult timp în biserica din Șimișna pentru că ni s-a transmis acasă că nu avem dreptul să mergem în biserica din Șimișna după ce tatăl meu, preotul Nicolae, a slujit satul 30 și ceva de ani. Dar același lucru l-am înțeles și eu, același lucru vorbesc și oamenii din sat. Cum că părintele iar îndemna să voteze cu cine să voteze, ce să facă. De asemenea, relațiile autorităților cu minoritățile din comună este una bazată pe amenințări. În loc să găsească o metodă de a-i integra în societate, romii sunt influențați să facă anumite lucruri de frica repercusiunilor în cazul în care ar refuza. Niciodată nu le-au fost ascultate doleanțele, niciodată n-au fost ascultați. Din potrivă, au fost și ei amenințați că dacă votează cu nu știu cine, li se taie locația, li se dărâmă căsuțele pe care le-au făcute acolo. La noi se face, totul se face forțat și cu amenințări. Ajungi la o venerabilă vârstă cu lacrimi în ochi și bătrânii satului și-au pierdut încrederea în autoritățile locale. După ce au trudit o viață întreagă în satul natal, se tem că în loc să îi ajute, autoritățile locale profită de neputința lor. Cum la bătrâneață acum? Să-ți dea epita de mână acum la bătrâneață? În loc să-ți o dea, să-ți o iei, să te ajute?